Cum vă cheamă? Caterina. Vă duce Caterina. Haideți să facem liniște și dumneavoastră să ne spuneți întrebarea exact așa cum doriți. Care e întrebarea dumneavoastră? Ce timp facem? Mâine înainte nu votăm, votăm în cu partii concurize, nu mă duc. Da, și vă două partii. Da, să fii cu partii de anul de acum. Cum e că de pildă de mai? Și omul ăsta își poate să facă. Da, își poate să facă. Și dă-i partii. Asta e. Unul cu soarele, altul cu luna, altul. Da, îți prie mulți partii, de atâta și... Dar câte mai puține? Faceți două, de stânga și de da. Patru sau unu? Unu. Două. Numai unu. Care unu? Care și? Da. Un singur partid. Puneți-mi, vă rog, ați pus un singur partid. Nu, asta am înțeles, dar am fost fii tot numai unul. Numai unul. Bine, dar dacă nu e bun, e clar. Dar dacă nu e bun, de unde luăm altul? Poftim? Da, păi stați, dumneavoastră ați spus să fii numai unul. Stați-o leacă, hai să o lămurim. V-a spus fi numai unul. Câte? Dar pe de unde altul dacă să fie numai unul? Dar pe de unde dacă e numai unul? Cum adică găsim? Dar pe ea cam ați găsit 28? Două partide. Două partide și care nu mai știa de unu, două, trei. Două. Două, da, bune. Da. Bine. Haideți să vedem cum e cu partidul. Comuniști și democrați. Poftim? Bun, haideți să vedem. Haideți să ajungem la o logică, cum s-a spus. E corect să fie două partide, e corect să fie câteva partide. Dar să vedem cum ajungem la aceste partide. La noi, în Republica Moldova, într-adevăr, cum era dumneavoastră, a spus, când v-ați trezit, era un singur partid. Și era bine. Numai puțin. Așa, vezi că nu a fost chiar bine. Acum, în 89, partidul ăsta a dispărut, așa e? În 1989, partidul, foarte corect a spus, în 89 a dispărut Partidul Comuniștilor, a apărut ca și pierdere mai multe partide. Dar stați puțin, s-au mulțit. Dar cine au creat partidele astea? Nu le-au creat comuniștii. Comuniștii care erau în conducerea Partidului Comunist. Și deși sunt multe partide. Cât are mulți comuniști, s-au împrăștiat la noi pe multe partide și vor să s-au făcut rândul ele, vor să ajungă care și cum poate la putere. Rezultă că la noi nu sunt multe partide care încurcă. Sunt multe partide comuniste, care denumirile diferite. Că Snegur a fost secretarul treia Partidului Comunist, Lucinski a fost primul secretar al Partidului Comunist, Voronin a fost primul secretar la Ungheni și la Tighina, Urechean a fost primul secretar, al doilea secretar la Briceni după aceea la anii noi, Braghiș a fost ultimul lider al Comsomolului Comunist, Diacov a lucrat la Comitetul Central al Partidului Comunist la Moscova, Tarlev a fost primul ministru de la Partidul Comunist, toți sunt din aceeași sistemă. Toți sunt de o mamă făcut, cum s-a spus. Au aceeași rădăcină. Și atunci, oameni buni, ca să scăpăm de râia asta, cum se spune, nu trebuie noi acum să ne lămurim care și ce rădăcină are, care și de unde vine. Că altfel nu ne dăm seama. Că ei numai asta și-ar vrea să creeze-vă 20 de partide, oamenii să voteze diferit pentru fiecare partid, dar ei la urmă s-o runim înapoi într-un singur. Exact. Nu câștigă. De ce nu câștigă? Pentru că oamenii de acum înțeleg lucrurile. Dacă eu vă spun lucrurile astea, dumneavoastră vă clarificați și înțelegeți. Și o să mai votați pentru comuniști sau pentru celelalte partide care sunt sateliții lor, după cum am spus? Poftim? Păi dați-o în minte. Băia ca dumnealui, eu am Amuș.
Stejarul din Podul. Convocarea noastră, da. Convocez cu dumneavoastră. Vă aliniați cu stejarul. Asta ei vor să alinieze cu noi. Dar trebuie să vedem dacă au drept. Stejarul de unde vine? Vlad Filat a fost cu comuniștii în 2007, 2005 au votat pentru comuniști la 4 aprilie, dar 98 și 99 au fost ministrul privatizării la Lucinski și la Diaco. Tot din sistemul respectiv. Dar azi el s-a rupt de dânși și vine să se prezinte drept stejar. Apart echipurile, nu nouți. Ca și cum nici nu a fost cu dânși. Dacă el mai departe, cu timpul, va demonstra că este corect, că este democrat, că merge pe linii clară, democratică, europeană și anticomunistă, o să vină mai aproape. Dar deocamdată are 10 ani de lucru cu comuniștii împreună și numai un an de zile fără dânși. Și cam e cu întrebare treaba asta. Nu e chiar așa ușor. Poftim? La dumneavoastră. La noi în Partid Comunist nu. La noi care sunt membri... Nu. Poftim? Nu. Niciunul. Niciunul. Păi Partidul Liberal a apărut înainte apariției Partidului Liberal Democrat. Adică aici... Partidul Liberal este din anul 2005. Înainte de asta se numea Partidul Reformei, acum e Partidul Liberal. Și Partidul Național Liberal, Partidul Liberal Democrat au apărut mai târziu. În 2007, în 2008. Ei au apărut după ce noi de acum am câștigat alegerile în municipiul Chișinău. Eu am devenit primar general și am avut 20% din oraș. Abia după aceea i-au creat partid. Deci l-au creat, nu știu, întrebați-i pe dumnealor. Deci, haideți să vedem realitatea cum este. Avem multe partide comuniste, cu denumiri diferite, care cu toții au rădăcina în Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și care de 20 de ani se rânduiesc care să fie la putere. Și puține sunt partidele democratice cu adevărat. Partidul Liberal este unul dintre partidele curate, corecte, care nu are amestec cu toți aceștia. Și vreau să mă înțelegeți corect. Aceste lucruri care le-am vorbit acum nu sunt critici la adresa lor. Să nu considerați că prin asta îi pone grim în vreun fel pe aceia care sunt de la alte partide. Acestea sunt lucruri reale, obiective, adevărate. Asta e situația așa cum este ea, care dumneavoastră trebuie să o știți. Și dacă dumneavoastră îți hotărâ ca în baza acestor cunoștințe, în baza acestei informații, totuși, să susțineți alte partide politice, nicio problemă. Dar să știm că lucrul ăsta l-ați făcut în cunoștință de cauză și pe baza unei informații reale. Că atunci să nu mai fie lumea încurcată. Să nu credem că votăm pentru schimbare dacă încolo în Parlament s-or împărți iară, s-or apuca din părți din interese la șestoi vapros, cum a spus dumneavoastră. Că la asta ei sunt meșteri, că ei au fost la guvernare până la 2001. Practic toți aceia care sunt, să spunem, în opoziție, în afară de Partidul Liberal, au fost la guvernare până la anul 2001. Cu Sniegul, cu Lucinski și cu Voronin. Și acum vor să schimbi cu locul. La noi permanent s-a aplicat vorba aceea, o mână spală pe alta. A venit Lucinski, l-a acoperit pe Sniegur, a venit Voronin, l-a acoperit pe Lucinski și acum ar vrea să vină și altcineva care să-l acopere pe Voronin. Asta nu este soluție pentru Moldova. Trebuie să clarificăm, să distingem clar lucrurile. Că abia atunci am putea să avem o șansă să fie ceva nou cu adevărat. Vă spuneam mai devreme, trebuie să avem o guvernare nouă în esență. Nu o guvernare numai prin denumire nouă. Dar să fie clar diferit. Și față de ceea ce a fost până la 2001 și față de ceea ce a fost de la 2001 și până acum. Din păcate, iată, care-s cu stejarul. Spun că ia că chirtoacă, că-i cu stejarul. Așa vorbe a fost aici. Spuneți-mi, vă rog, e frumos din partea lor. Eu fac parte din alt partid. Eu fac parte din alt partid, din Partidul Liberal, și avem programul nostru. Ei s-au înființat mai târziu și acum vin și spun la oameni că eu sunt cu partidul lor. Nu, asta cât e de corect? Dar domnul Filat, tot ce și nevoastră într-o partid. Nu a fost niciodată, doamne ferește. Nu a fost așa. Dar cu cine a fost dat primată? Iată, vreau să... Cu Diacov a fost. Cu Lucinski și cu Diacov, cu comuniști. Respectiv.
Trebuie să fie știute lucrurile așa cum sunt. Sunt persoane care au poziția anticomunistă, sunt corecți de la până la, sunt persoane care ba așa, ba așa. Datoria noastră este să vă informăm, să vă spunem clar care este poziția noastră, viziunea noastră. Eu fac parte din Partidul Liberal. Partidul Liberal are acest simbol care îl vedeți pe foile volante și pe drapele, iată. Doi oameni uniți, doi copii care merg spre Uniunea Europeană, care vor să ducă Republica Moldova în Uniunea Europeană. Și partidul se numește Liberal și atât. Și în buletinul de vot o să fie al doilea la număr. Acuși, iată, Mătoș și Ecaterina, răspunsul la întrebarea dumneavoastră ca să ne lămurim. Și sper că ne-am lămurit.